Salutare și bun venit la un nou video pe Can Live Game. Astăzi vorbim despre un nou concept, tot așa inventat de mine, adică nu inventat de mine, doar i-am dat numele acesta, nu e ceva creat de mine, eu doar i-am dat nume. Și anume, forjarea spiritului. Acest cuvânt, forjare, probabil știți, probabil nu, se folosește în domeniul fierăriei. Fierarii folosesc acest cuvânt când forjează fierul, bagă în foc și îl înmoaie pentru a-l modela, a-l prelucra, a-l schimba după bunul plac. La fel și noi folosim acest cuvânt pentru a spune că prin forjarea spiritului noi îl modificăm, reasamblăm, îl remodelăm, îl prelucrăm, îi adăugăm, îi eliminăm lucruri, îi eliminăm impuritățile, adăugăm lucruri să-l facem cât mai plăcut sau atractiv. Și prin forjarea spiritului, noi asta facem. Rafinăm spiritul și îl modelăm. Și cam ce vrea să spună acest lucru? Forjarea spiritului este din nou o altă metodă de a cultiva sau de a obține cunoaștere. Până acum am vorbit despre două metode de a cultiva, și anume prin observare, care am zis calea experiențelor în care observăm ce există, fie că este vorba despre lucruri care există sau fie că este vorba despre cauze, ce cauzează apariția acelor lucruri. Deci am zis că există calea experiențelor în care obținem cunoaștere prin observare și calea creațiilor în care noi creăm gânduri și cunoaștere în mintea noastră, dar această cale nu ne oferă certitudinea că acea informație este adevărată. Bun, acestea ar fi două căi prin care să formăm cunoaștere. O altă cale este aceasta prin care forjăm spiritul. Și ce vrea să însemne acest lucru? Înseamnă că deci noi avem o anumită cunoaștere în memorie sau în interiorul nostru, iar prin forjare noi luăm toată acea cunoaștere din interiorul nostru, din memorie, sau doar o parte, depinde cum vreți voi, ori toată, ori doar o parte, și o aducem în câmpul conștiinței, în atenția noastră. O aducem cumva în fața ochilor și ne uităm așa la tot ceea ce există în memoria noastră. Și încercăm să vedem dacă putem face legături între lucrurile care există în memorie sau care noi le-am experimentat. Și prin această observare și a încerca să vezi legături, la un moment dat s-ar putea chiar să reușești să faci legături și să formezi o anumită cunoaștere, un anumit fragment sau artă sau nucleu. Și de asta și zic forjarea spiritului, pentru că în momentul când ai observat aceste lucruri și ai reușit să-ți formezi o nouă idee, o nouă credință, tu de fapt ți-ai schimbat cunoașterea, ți-ai schimbat spiritul. Și de asta și zicem forjarea spiritului, că îl modelăm, îl schimbăm de fapt. Ce mai aveam să vă zic? Această forjare a spiritului puteți să o faceți în orice moment de timp, dar cel mai bine ar fi sau cel mai recomandat ar fi să o faceți atunci când obțineți o nouă cunoaștere. Imediat când obțineți o nouă cunoaștere, puneți acea cunoaștere undeva în atenția voastră, plus aduceți toată cunoașterea din spirit lângă această nouă cunoaștere și vă uitați la ambele lucruri și încercați să faceți legături între această nouă informație și tot ceea ce există în spirit sau tot ceea ce a dus din spirit în câmpul conștiinței sau în câmpul atenției. Și ce puteți face? Din spirit, puteți să luați anumite informații care să vă ajute să înțelegeți de ce această nouă informație există sau care e treaba cu ea, sau cu această nouă informație
puteți să înțelegeți ceva ce există în spirit. Și cam asta ar fi. Deci, v-am zis, puteți să faceți această forjare a spiritului. Probabil alții o numesc meditație. Pur și simplu îți analizezi gândurile și cunoașterea. Eu, mie îmi place să-i zic forjarea spiritului. Na, sună așa șmecher. Și... Da, cam asta. Mi-am mai scris eu ceva pe aici, dar... Dacă e ceva important, o să fac alt video și ne auzim atunci. Sper că ai înțeles că ai treabă cu forjarea spiritului și noi ne auzim data viitoare. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă un like, abonează-te la canal și te salut!